Pe scurt, am murit. Prieteni, înainte să priviți acest video, nu uitați să vă uitați la prima parte, pe scurt am murit, linkul va fi în descriere. Vizionare plăcută! M-am trezit, a fost cel mai ciudat vis din viața mea. M-am uitat pe telefon, astăzi e 8 octombrie, dar cum am rămas viu? Trebuie să iau amuleta. Stai, este imposibil, unde s-a pierdut? M-am uitat toată casa în căutarea amuletei, n-am găsit nimic. Stop! Desigur, trebuie să merg la șaman, poate mai are vreo amuletă. Am mers la șaman, dar șamanul nu era. Am găsit o foaie, poate e scrisoare? Nu, era doar scris carte. Dar ce poate însemna? Am eu o presupunere. Am mers acasă, am luat acea carte, dar acolo deja nu era foaia pentru chemarea diavolului. La un moment îmi sună telefonul, brusc s-a întunecat totul. Am ițel de cap, am pierdut balanța, am căzut. Telefonul în continuare suna, am răspuns. Alo? Alo, Modani, aici așa un lucru ciudat se întâmplă. Stai, dar ce s-a întâmplat? Tu nici nu poți să-ți imaginezi. Salut! Îți este puțin? Atunci începe de la început. M-am trezit, m-am ridicat și am alergat la șaman, am luat foaia. Ce poate să fie aici incorrect? Sau stai, dar dacă așa? Brusc, la un moment, telefonul a început să sune. Acum te-ai speriat? Am închis, am luat cartea și am rupt foile. Mersi, Motane, că m-ai eliberat! Eu m-am trezit în pădure. Unde sunt? Cum am apărut aici? Trebuie să ies în această pădure. Am început să alerg prin pădure. Alerg, alerg, pădurea aceasta nu are ieșire. M-am oprit să mă odihnesc. Am simțit ceva. Ce asta se aude? Prieteni, pentru partea 3, haide să adunăm 10.000 de like-uri.